Bună seara, sunt Soada Carcuchi și vă prezint jurnalul de noapte. Iată câteva subiecte. Împușcături la miez de noapte în capitală, un bărbat a fost rănit de un glonte, iar poliția presupune că este vorba de o tentativă de omor la comandă. Un incendiu a izbucnit la Academia de Studii Economice în această seară. Flăcările ar fi pornit de la un scurt circuit. Oficial e primăvară, mărțișoarele s-au vândut cu kilogramele. Vremea însă are mofturile sale. La noapte, nord se așteaptă minus 23 de grade. Au răsunat focuri de armă noaptea trecută în sectorul Botanica. Un bărbat de 44 de ani a fost împușcat în mână și a ajuns la spital, iar mașina s-a fost ciuruită de gloanțe. Poliția încearcă să-i găsească pe atacatori, iar procurorii spun că ar fi vorba despre o tentativă de omor la comandă. Totul s-a întâmplat aseară în jurul orei 20 în sectorul Botanic al capitalei. Victima, în vârstă de 44 de ani, se întorcea acasă și își parca automobilul marca Mercedes în curtea blocului, când la un moment dat câțiva indivizi cu cagule pe față au început să tragă în direcția mașinii. Vecinii spun că în același timp au fost lansate și focuri de artificii. Au fost mai întâi câteva împușcături, mai multe împușcături, și la distanță de câteva secunde focurile de artificii, că le-am văzut de pe geam. Pentru a camufla, evident, împușcătura. Potrivit unor surse, în jur de 15 gloanțe au zburat în automobilul în care se afla victima, iar arma din care s-a tras ar fi un Kalashnikov. Informația însă nu a fost confirmată oficial de oamenii legii. Cei care locuiesc în preajmă spun că au văzut de la geam cum bărbatul a accelerat când a înțeles că este atacat. La un moment dat însă a pierdut controlul volanului și s-a izbit într-o altă mașină parcată alături. Mașina despre care spun vecinii că a fost accidentată de bărbatul atacat este în continuare parcată aici. Din câte se vede, aceasta este avariată ușor pe partea laterală. Cei care au văzut cum s-a întâmplat totul spun că după ce a lovit autoturismul, bărbatul a fugit, însă nu spre casă, ci spre această direcție. Soția victimei a fost cea care a chemat ambulanța, iar medicii au anunțat și pe oamenii legii despre caz. Din cel puțin 15 gloanțe, unul l-a nimerit pe bărbat în brațul stâng. După investigație s-a depistat o fractură de os. Imediat după internare, la câteva minute, a fost operat în regim de urgență de către o echipă medicală. Momentan, dânsul are un program de tratament specializat postoperator. Starea lui de sănătate e de gravitate medie. Nu am reușit să vorbim cu victima, care este internată acum în secția de ortopedie de la Institutul de Medicină Urgentă din capitală. Bărbatul este păzit de oamenii legii care nu ne-au permis să intrăm la el. Potrivit Crime Moldova, victima se numește Valeriu Ciumacenco, alias Ciuma, și are o afacere mică în domeniul transporturilor. Reporterii de acolo au vorbit cu persoane din anturajul bărbatului, care le-au povestit că acesta deține câteva microbuze care transportă colete din Italia în Moldova și că el nu ar fi avut conflicte majore cu cineva. De acest caz se ocupă Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. La cercetarea la fața locului, care a durat până la orele 6 dimineața, au fost ridicate mai multe obiecte, inclusiv și în mijlocul de transport, imagini video, precum și tuburi de la armă. Am și anunțat despre faptul că victima de asemenea s-a aflat în vizorul organelor de drept. Nu putem la moment să anunțăm pentru ce, pentru a nu îngusta cercul persoanelor care sunt vizate. Oamenii legii susțin că împușcăturile ar fi fost efectuate la comandă de către un grup criminal organizat, iar pe marginea cazului a fost pornit un dosar penal. Pentru asta făptașii riscă până la 20 de ani de închisoare. Un incendiu a izbucnit la Academia de Studii Economice acum câteva ore. Potrivit pompierilor, flăcările ar fi pornit în urma unui scurt circuit. O auto specială a ajuns la fața locului. Incendiul a cuprins primele 4 etaje ale unui bloc din cadrul instituției, spun salvatorii, iar numeroase săli de studii s-au umplut de fum. Potrivit datelor preliminare, victime nu sunt. Primăvara a venit, spun calendarele, vremea însă are altceva de zis. Noaptea trecută minus 15 grade au fost în capitală, iar la Briceni minus 19. Pe așa o vreme ți-e milă să ții câinele afară, dar ce e de făcut? Mulți sunt nevoiți să muncească pe ger ca să câștige un ban, mai ales că următoarele facturi la căldură le-ar putea îngheța buzunarele. Очень дорого, особенно нам в нашем возрасте. Конечно, дорого. Но мы ждем, нам правительство обещало, что снизит стоимость газа. Поэтому мы надеемся все-таки на светлое будущее. И фриг, да что с фачем? Мы вине кума фриг, дикат пиурма. Кумба паре, ун мар. Но симт пимавара, ан суфлет. И фрумоз, дар и фриг. Си симти пимавара.
Nu chiar. Atmosfera, da, dar adică e cam frig. Vânzătorii din piețe par cei mai necăjiți din cauza gerului, dar spun că nu au încotro, sunt nevoiți să-l înfrunte toată ziua ca să-și câștige banul. Deci n-am adie bani, am stat acasă, de așa îi trebuie să plătim cu mâna și nu avem bani. Nu mă așa împlinită, ce să faci. Timpul era foarte cald, doamne, trecut, am niște foarte. Noi așteptăm primăvara, dar ne vine iarna înapoi. Producția nu îngheață? Nu îngheață, că noi am făcut căsuți și punem lumânări și se încălzește foarte bine. Pentru producție bine, pentru noi mereu. Nu m-a întrebat că sunt moartă. De ce? Am înghețat, parcă e anul nou, nu-i 8 martie. De când stați aici? De ieri. Nu m-a mai întrebat că de-am fost neagră pe față de frig. Iar pe studenții de la Academia de Poliție și cei de la Academia Militară i-am găsit dârdâind în pas cadențat. Se pregătesc pentru mâine, când vor fi comemorate victimele războiului de pe Nistru, declanșat pe 2 martie 1992. Nu se bucură deloc de primăvara geroasă nici soldații din Armata Națională, care stau pe rând câte 4 ore ziua și 4 ore noaptea pe la ambasade. Ne-au spus că regulamentul nu le permite să facă prea mulți pași în stânga sau în dreapta și nici să comenteze. Nu vă dăm interviu. Poftim? Interviu nu putem să dăm. E frig acum? Da, e frig. Vă dă echipament ceva să vă îmbrăcați? Da. Mă, nu și pantaloni și scurtă, da. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru situații de urgență, în ultimele 24 de ore, 19 mijloace de transport blocate în zăpadă au fost tractate de salvatori. A fost nevoie de ajutorul lor la Comrat, Cimișlia și Fălești. Serviciul Vamal anunță că rămâne sistată activitatea posturilor Vamale Cosăuți și Soroca. Peste 20 de milioane de dolari proveniți din facturile la lumină plătite de consumatorii din Republica Moldova au ajuns pe conturile unor companii din zone offshore, se arată într-o investigație făcută de Rise Moldova. Banii au fost scoși de pe conturile de la Victoria Bank ale unei firme din Tiraspol, care a intermediat timp de câțiva ani livrarea de energie în dreapta Nistrului. Mai multe detalii vedeți în câteva minute la știri. Discursul despre starea națiunii ținut astăzi de Vladimir Putin a arătat ca o lecție despre armamentul nuclear. În fața parlamentarilor ruși, liderul de la Kremlin a prezentat cu mândrie un nou sistem de rachete și a avertizat Occidentul că de acum încolo trebuie să asculte de Rusia. Așa cum e în campanie electorală, Putin s-a vântat și în promisiuni și le-a spus rușilor că în următorul său mandat vor trăi mai bine. Начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат». Это очень грозное оружие. Никакие даже перспективные системы ПРО ему не помеха. Și pentru a demonstra că nu sunt vorbe goale, Vladimir Putin a prezentat imagini video cu noua rachetă, dar și o grafică de calculator în care aceasta zboară pe mai multe traiectorii în jurul Pământului. Как видно из видеоматериалов, он способен атаковать цели как через северный, так и через южный полюс. Președintele s-a lăudat că noile rachete rusești Sarmat nu pot fi oprite de scuturile americane și a spus că dezvoltarea acestora este un răspuns la consolidarea apărării antirachete a Statelor Unite. Но мы этим не ограничились. Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели. А значит, и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны. Путин a anunțat dezvoltarea și altor tipuri de arme capabile să asigure securitatea Rusiei. Președintele a vorbit despre rachete de croazieră și drone submarine care pot transporta focoase nucleare. O altă armă modernă care nu ar putea fi detectată este o rachetă submarină ce ar putea lovi portavioane sau ținte terestre de pe coastă. Putin susține că unele dintre aceste arme noi ar fi unice în lume. Video, vă rog. Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Vladimir Putin a menționat că armele aflate în dotarea armatei nu mai sunt o moștenire sovietică, ci produsul modern al specialiștilor din Rusia. Несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались там в экономике, в финансах, в оборонной промышленности, в армии, но все-таки Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал.
Послушайте сейчас. Înainte de a vorbi despre noile tipuri de arme nucleare, discursul președintelui a fost precedat de promisiuni și a vorbit în așa fel de parcă ar fi câștigat deja alegerile prezidențiale. За 6 лет как минимум вдвое снизить уровень бедности. Discursul președintelui a fost ascultat de deputați, senatori, membri ai guvernului rus și alți oficiali de nivel înalt. În acest an, când candidează pentru al patrulea mandat, Putin a vorbit mai mult decât de obicei, aproape 2 ore. Tradiția de a rosti un discurs despre starea națiunii a fost inițiată de fostul președinte Boris Yeltsin în 1994. Pe 18 martie, rușii își vor alege președintele. Republica Moldova ar putea fi lipsită de cei 100 de milioane de euro promiși de Uniunea Europeană, pentru că reformele așa și nu se văd. Avertizarea a fost făcută de ambasadorul UE la Chișinău, care a prezentat astăzi raportul pentru jumătate de an de activitate. Peter Mihalco spune că justiția este domeniul în care lucrurile trebuie schimbate urgent și radical, iar libertatea presei trebuie să fie o prioritate. Trebuie să fie schimbat sistemul în care judecători sunt numiți și evaluați, arestările acestea despre dosare să fie deschise foarte des și pentru scopurile care poate țin de interese sau politice sau alte. Din cauza că reformele promise de guvernarea de la Chișinău nu au fost duse până la capăt, 28 de milioane de euro destinați reformării justiției nu au mai ajuns în Republica Moldova. Mihalco afirmă că dacă se va continua așa, banii pentru acest domeniu nu vor mai veni vreodată. Nu va mai fi suportul bugetar pentru justiție, va fi asistența oferită prin proiecte, pentru că nu au fost făcute aceste reforme. Mai mult, țara noastră riscă să piardă toată asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro din partea UE, deoarece europenii sunt sceptici în ceea ce privește mersul reformelor. Dacă evaluarea va fi pozitivă, că asta poate să fie în timpul primul semestru. Potrivit lui Mihalco, o altă problemă este că atunci când s-a modificat codul electoral, nu s-a ținut cont de recomandările Comisiei de la Veneția. Iar pentru că suntem într-un an electoral, este indispensabil să fie asigurată libertatea presei. Probleme nu au fost rezolvate, mai ales ceea ce ține de finanțarea campaniilor, finanțarea partidelor. Este foarte important. Alegerile să fie libere și cinstite. Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău este îngrijorat în legătură cu semnalele privind înțelegerile de cartel pe piața publicității mass media. Consiliul Concurenței ar trebui să facă lumină în acest caz, afirmă Mihalco. Este așteptat acest caz să fie rezolvat. Trebuie să există condițiile pentru existența nu numai celor mari și puternici în domeniul mass mediei, dar și tuturor și celor mai mici. Peter Mihalco a mai adăugat că așteaptă ca alegerile parlamentare din toamnă să fie libere și corecte. Dacă chiar oameni pot sau nu pot să candidează liber pentru funcțiile, dacă ei au sau nu au acces liber la mass media ca candidat, dacă există sau nu există riscuri să fie candidați, mai ales în circumscripțiile uninominale, să fie influențați de către interesele economice sau alte. Cele 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene urmau să ajungă în Moldova până la sfârșitul anului trecut, după ce câțiva europarlamentari au criticat guvernarea de la Chișinău pentru aprobarea sistemului mix. Bruxelles a decis că Republica Moldova va primi totuși ajutorul financiar, însă a pus condiții stricte. Banii să fie cheltuiți corect, transparent, în plus să fie implementate reformele promise. Despre reforme, investigarea furtului miliardului, corupția și îngrădirea libertății presei s-a pomenit și într-un document aprobat la începutul săptămânii de Consiliul UE. Atunci, liderul PD Vlad Plahotniuc, dar și premierul Pavel Filip au dat asigurări că vor continua reformele. Anume din cauza raportului europenilor prezentat la începutul săptămânii, în care aceștia se arată îngrijorați de mersul reformelor în țara noastră, liberal-democrații au cerut astăzi audierea ministrului de externe. Opoziția spune că documentul este unul critic, iar Tudor Ulianovski ar trebui să vină în plen cu explicații. Inițiativa a eșuat din lipsă de voturi. Este un raport foarte, foarte critic și eu consider că noi considerăm de fapt că este important, crucial ca acest raport să fie dezbătut nu doar în public, așa cum o face partizan fiecare, cum îi place lui, dar aici, în Parlament. Aceste concluzii a Consiliului Ministrilor a Uniunii Europene trebuie să fie o lectură de masă pentru toată guvernarea de la Chișinău. De o perioadă de timp, guvernul ne pune macaroane foarte serioase și
Parlamentul cetățenilor. Eu am vrut să spun ceva de macaroane, dar pe urmă m-a răzgândit. Zic. Noi singuri înțelegem că există o sumedenie de probleme care trebuie să le hotărâm. Inițiativa nu a acumulat voturile necesare pentru ca Ulianovski să vină la raport în Parlament. În comparație cu raportul din 2016, care a fost mult mai critic, are acum în realitate, opinia partenerilor europeni și multă lor este bună, mult mai dură. Dar cum au făcut-o în maniera care au făcut-o este pentru a încuraja puțin, pentru a da cel puțin o speranță acelui alegător și cetățean al Republicii Moldova. Europenii că nu cunosc în detalii și nu cunosc profund situația adevărată din țara noastră. În documentul publicat pe pagina oficială a Consiliului Uniunii Europene se arată că Bruxelles salută reformele pe care le-a făcut țara noastră și este dispus să susțină în continuare Republica Moldova. Doar dacă guvernarea va efectua reforme urgente în lupta cu corupția, libertatea presei și investigarea furtului miliardului. Astăzi și liberale au venit cu o inițiativă de a fi creată o comisie care să analizeze implementarea acordului de asociere. Propunerea însă a fost respinsă. Alertă de peste porcină în satul Ursoaia din Căușeni. Virusul a fost depistat într-o gospodărie și confirmat ulterior prin teste de laborator. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a instituit carantină pentru 60 de zile în localitate. Virusul a fost depistat într-o gospodărie unde creșteau 8 porci, 2 dintre ei deja au pierit. Se instituie carantină în zona de 3 km și zona de 10 km de la focar. Este interzis ieșirea cu carnea sau cu produsele din carne și cu animale vii. Piața din preajma localității Ursoaia va fi interzis comercializarea cărnii de porcini și asupra produselor de porcine. Carantina va dura cel puțin 60 de zile. Mâine urmează să fie instalate filtrele sanitare în satul Ursoaia. Vor fi verificate toate unitățile de transport care vor intra, vor ieși din satul Ursoaia. În preliminar ne gândim că să plasăm 3 posturi din direcția Benderi, din direcția Căușan și din direcția satului Tănătari. E o problemă la moment și ține de situația climaterică. Sursa îmbolnăvirii porcinelor deocamdată nu este cunoscută. Pesta porcină africană nu se transmite la om, însă este foarte periculoasă pentru animale. Anul trecut, în țara noastră, au fost înregistrate 4 focare de pestă. Peste 20 de milioane de dolari proveniți din facturile la lumină plătite de consumatorii din Republica Moldova au ajuns pe conturile unor companii din zone offshore. Banii au fost scoși de pe conturile de la Victoria Bank ale unei firme de la Tiraspol care a intermediat timp de câțiva ani livrarea de energie în dreapta Nistrului. Asta se arată într-o investigație făcută de jurnaliștii de la RISE. Potrivit investigației RISE, în ultimii ani, lupta pentru contractul de asigurare cu energie electrică a Moldovei s-a dat între centrala Cuciurgan, controlată de ruși, și un reprezentant al unui grup ucrainean care face parte din imperiul de afaceri al miliardarului ucrainean Rinat Akhmetov. În toamna anului 2014, în urma conflictului din estul țării, compania din Ucraina a asistat livrarea energiei în Republica Moldova, iar contractul a fost preluat de centrala de la Cuciurgan, care ulterior a delegat companiei Energocapital din Tiraspol dreptul de a fi unic furnizor al energiei pe care o produce. Energocapital a devenit și principalul furnizor de curent electric în Republica Moldova. O perioadă de timp între Chișinău și o centrală din Transnistria a existat un intermediar, o companie căpușă, care parte din acești bani plătiți pentru energie electrică îi scotea într-o zonă offshore. Din facturile noastre, aproximativ vreo 10% ajungeau în contul offshore ale unor persoane necunoscute. În acest domeniu energetic, e nevoie de o mai mare transparență și aceasta își cere și comunitatea energetică europeană. La mijlocul lunii ianuarie 2017, Ornamental Art Limited din Hong Kong se adresează la judecătoria Căușeni cu o cerere de încasare a dividendelor care îi se cuvin ca unic asociat al Energocapital. Magistrații au admis cererea și pe 26 ianuarie 2017 decid încasarea sumei de 16 milioane de dolari de la Energocapital în beneficiul offshore-ului Ornamental Art Limited. Potrivit jurnaliștilor de la RISE, perioada 2015-2017 a fost una de glorie pentru Energocapital. Dintr-o firmă necunoscută, aceasta s-a transformat în una dintre principalele companii din regiune după profit și contribuții la așa zisul buget de stat al regiunii transnistriene.
Pe lângă codul galben de ger, astăzi am avut cod roșu și alb de mărțișoare. Primăvara a aterizat mai întâi la aeroport, acolo unde câțiva tineri au împărțit tuturor bijuterii tradiționale. Idee foarte bună pentru a întâmpina moldovenii. Pe străzi, comercianții au vândut mărțișoare cu nemiluita, dar oricum s-au plâns că fac bani puțini. Rămâneți cu știrile Pro TV ca să vedeți toată forfota de azi. Șefii parlamentelor din Georgia, Ucraina și Republica Moldova se vor întâlni mâine la Chișinău. La conferință vor participa oficiali din mai multe țări post-sovietice care vor să adere la UE, dar și europarlamentari. Se va discuta despre securitate, despre conflictul înghețat de pe Nistru sau legea antipropagandă. Comuniștii critică evenimentul organizat la inițiativa lui Adrian Candu, spunând că nu e decât o acțiune antirusească. Просто еще одна громкая антироссийская акция будет проведена в Кишиневе в преддверии выборов президента Российской Федерации. Лидерul ПЧРМ spune că evenimentul de mâine e lipsit de importanță și pare mai degrabă un manifest. На этой конференции будут обсуждаться в одном единственном разрезе, как сподручнее противостоять виртуальным угрозам, исходящим якобы Москвы. Organizatorii precizează că la conferința de mâine vor fi puse în discuție mai multe subiecte ce țin de separatism, dezinformare sau ingerințe externe în politica statelor. Am vrea să îi amintim că comuniștii au câștigat alegerile din 2005, exact după vizita președintelui Ucrainei, președintelui Georgiei, președintelui României. De ce regretăm această poziție? Este un eveniment istoric. În jur de 150 de oficiali și-au anunțat prezența la întrunire. Aceștia vor ține discursuri și ar urma să găsească mecanisme comune de apărare regională, se arată în comunicatul emis de Parlament. La final, șefii legislativelor din Ucraina, Georgia și Republica Moldova vor semna o declarație. Deocamdată însă nu se cunoaște conținutul acesteia. Georgia, Ucraina, trei tineri democrații, amenințate de mișcări separatiste, trupe rusești aflate ilegal pe teritoriile noastre, destabilizare prin propagandă și încercări repetate de deturnare a cursului european și a relațiilor cu vestul. Câțiva dintre invitați au ajuns deja la Chișinău, printre ei președintele Parlamentului Georgian și al celui leton. Mâine sunt așteptați și europarlamentari, reprezentanți ai Congresului American, dar și experți internaționali. Aceasta este prima conferință interparlamentară în probleme de securitate organizată în Republica Moldova. Promisiunea lui Vlad Plahotniuc de a repara peste 1000 de kilometri de drum în satele moldovenești este una populistă, cred deputații din opoziție. De la vorbe până la fapte, mai e mult, spun aceștia, dar nu și imposibil, când se apropie campania electorală. Democrații nu se uită la critici, își laudă proiectul, spunând că laurii îi vor culege la sfârșit de an, iar la sfârșit de an sunt alegeri. Va fi cărpit aici 100 de metri, 100 de metri, însă realitatea este că mergem pe 100 de metri de drum normal și 100 de metri să începe brocul la genunchi și în deturile ea. Dacă faci un mic calcul matematic, care ești că este acolo 600 de metri, drumul face la varianta asta, primește tractoare, un pic de prunești, asta e o chestie pur electorală. Este posibil, dar acest an este preelectoral. Mai bine să faci decât să vorbești. Democrații nu ne-au putut spune astăzi la cât vor ajunge cheltuielile, dar banii ar urma să fie luați din fondul rutier al bugetului de stat. Ei susțin că e normal să fie așa, întrucât e un proiect guvernamental sprijinit politic de PD, formațiune care deține majoritate parlamentară. Cred că este un proiect realist, chiar dacă este foarte ambițios, iar deja cât de populist sau nepopulist este, vom vedea la finele acestui an. Ziarul de gardă scrie că pentru acest an sunt deja alocate aproape 2,3 miliarde de lei din surse externe pentru reparația drumurilor. Deja de mai bine de câteva luni, liderul PD anunță idei care ulterior devin inițiative ale guvernului sau proiecte de legi. Premierul Pavel Filip a spus anterior că nu vede o problemă, deoarece PD este partid de guvernământ care și-a asumat reforme. Deja se știe câți bani vor fi cheltuiți și ce drumuri vor fi reparate. La o întâlnire cu primarii organizată astăzi la Palatul Republicii, premierul Pavel Filip și ministrul economiei Kiril Gaburici au anunțat că pentru cei 1200 de kilometri de drum se vor cheltui 1,6 miliarde de lei, 500 de milioane vor fi alocate din fondul rutier, iar restul din bugetul de stat.
Vor fi reabilitate drumurile în aproape 1200 de localități, promit responsabilii, iar lucrările vor începe în luna mai. Anunțul despre reparația drumurilor a fost făcut acum câteva zile de Vlad Plahotniuc de la sediul PD. Chiar dacă încă mai avem cod galben de ger, astăzi pe străzi am avut cod roșu și alb de primăvară. Mărțișoarele s-au vândut, s-au dăruit și s-au purtat la piept. La aeroport, micile bijuterii tradiționale au fost împărțite tuturor celor care au aterizat sau decolat. La primele ore ale dimineții, pe aeroportul internațional Chișinău, era clar că a aterizat deja primăvara. Venirea a fost anunțată de câțiva tineri care purtau costume naționale. Aceștia împărțeau mărțișoare tuturor celor care veneau sau plecau din țară. Idee foarte bună pentru a întâmpina moldovenii. Trăind la țară, chiar și îl punem în pom ca să avem roade. Numai decât asta îl port. La fiecare câteva ore acest coș se golește și se umple din nou cu mărțișoare. Peste 3000 de simboluri ale primăverii au fost pregătite pentru a fi împărțite călătorilor. Acest francez locuiește în România, dar a venit în Moldova pentru chestii legate de afaceri. A spus clar și răspicat, nu va purta mărțișorul la piept pentru că nu e în stilul său, dar îl va dărui. Cred că o să-l dau către un client care este foarte, e o persoană foarte plăcută și cred că va fi multe plăceri pentru ea. Cursa București-Chișinău a adus-o și pe Diana Rotaru acasă. Dacă tot e vedetă, interpreta a primit tocmai două mărțișoare, așa că unul va ajunge la iubitul său. Nu m-am gândit că o să le primesc aici în aeroport. Vine Ilia, acum mă întâlnește, a venit unul pentru el și unul pentru mine. De dimineață tot Chișinăul a fost sub cod roșu și alb. Comercianții de mărțișoare erau pe este tot. În centru aceștia și-au întins mesele încărcate cu lucrările la care au muncit și un an întreg. Se plâng însă că fiecare primăvară le aduce și mai puține venituri. Cum sunt vânzările? Așa. Cam slăbuți. La 6. Până la ce oră intenționați să stați astăzi? Cât rezist, cam înghețat. Pentru că mulți au fost cei care au înțeles cam târziu că în calendar e primăvară și s-au trezit dimineața fără un mărțișor, astăzi la tarabe era forfotă mare. Pentru cine cumpărați? Pentru apropiați, prieteni cunoscuți. Mie îmi place tradiția asta și dăruiesc și altora dispoziții. Caut un mărțișor pentru fetele mele. Foarte frumos, foarte moldovenească. Alții s-au lăudat că și-au asigurat bijuteria din timp sau că au primit-o în dar. Am primit în dar de la soția și respectiv eu i-am cadonat ei tot ceva specific. Ne săruim să, din timp să ne pregătim. Toți cei prinși cu mărțișorul în piept spun că respectă tradiția, dar puțini sunt cei care mai știu și legenda. Cunoașteți cam ce spune legenda mărțișorului? Da, a fost zina primăverii, cred că a fost... Da, am uitat-o, cred. Vă mai amintiți cam ce spune legenda mărțișorului? Nu, sincer să spun. Cea din copilărie doar o mai țin minte, cealaltă care mai de acum după ce am crescut, adică nu mai țin minte. Un viteaz care a vărsat ceva sânge pentru că a vărsat pe zăpadă, s-a primit, s-a luat roșu și alb ca un semn. La Chișinău, dar și în 17 centre culturale din țară, astăzi se va deschide cea de-a 52-a ediție a Festivalului Mărțișor. Concertele vor continua până pe 10 martie. La sfârșitul anului trecut, mărțișorul a fost inclus pe lista patrimoniului imaterial UNESCO. Victorie impresionantă pentru naționala feminină de fotbal a Moldovei. Tricolorele s-au impus cu 3-1 în amicalul cu Lituania, după ce s-au văzut conduse încă în minutul 28. Partida s-a desfășurat la sala polivalentă de la Tiraspol. Anastasia Toma, Evgenia Miron și Carolina Tabur au punctat în victoria spectaculoasă a Moldovei. Tricolorele puteau obține un succes mai categoric, însă Ludmila Caraman a ratat din penalti în repriza a doua. Moldova și Lituania se vor mai întâlni într-un meci amical pe 4 martie. Cadouri pentru performanțe, sportivii ruși care au cucerit medalii la Olimpiada de iarnă au primit de la stat câte un BMW și premii bănești impunătoare. Și campioana olimpică Alina Zaghitova, în vârstă de 15 ani, a primit o mașină. Так, ну что, когда право будем получать? Когда по закону положено.
До этого возить будут? Будете возить? Campioana la patinaj artistic Alina Zaghitova și toți membrii echipei de hockey, în total 26 de sportivi, au primit câte un BMW X6. Alți 13 sportivi, care au cucerit medalii de argint la Pyeongchang, au primit câte un BMW X5, iar 7 mașini de model X4 au revenit medaliaților cu bronz. Pe lângă automobile olimpice, s-au ales cu premii bănești. Presa rusă anunță că Alina Zaghitova și toți hocheiștii vor încasa câte 4 milioane de ruble, medaliații cu argint câte 2,5 milioane, iar cei care au smuls bronzul câte 1,7 milioane. Banii vin din bugetul de stat. Tot ieri, cei 46 de sportivi au fost decorați de Vladimir Putin. Огромное спасибо, что именно вы благословили нас в этот путь поехать в Пьончанг. Я думаю, что у нас многое получилось. Забрать можно все что угодно, любую атрибутику, но характер забрать невозможно. И вы это доказали. Tot ieri, Comitetul Internațional Olimpic a ridicat suspendarea Comitetului Rus. Acesta este reintegrat pe deplin în drepturile sale ca membru CIO, iar sportivii ruși au dreptul să concureze la turnee internaționale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu vă spun la revedere și vă doresc o noapte liniștită.